Consilierii au aprobat în ședința de săptămâna trecută o hotărâre prin care elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat din municipiul Giurgiu vor putea beneficia de abonamente pentru transportul public la jumătate de preț. Dacă pentru un abonament întreg se plătește 60 de lei pe lună, un elev va putea călători cu autobuzul cu 30 de lei pe lună. Este o prevedere în conformitate cu legea educației naționale, care stipulează acest lucru, acest sprijin pentru elevi și școlari, e sprijin care se acordă pe perioada întregului an, calendaristic, nu doar școlar. Singura societate de transport public din oraș a început deja o campanie de informare a viitorilor beneficiari și se estimează că de prevederile acestei hotărâri vor beneficia circa 1000 de elevi, atât din învățământul școlar cât și cel liceal. Suma pe care bugetul local o va suporta pentru a acoperi costul acestor abonamente reduse pentru elevi a fost estimată la 30.000 de lei pe lună, în funcție de numărul de solicitări. Sumele necesare pentru acoperirea acestei facilități acordate elevilor sunt asigurate de către primărie, de către bugetul Consiliului Local, având ca sursă veniturile proprii ale primăriei. Abonamentul pentru elevi se poate elibera în baza unei adeverințe de la școala unde învață elevul, iar reînnoirea abonamentului se face în baza celui vechi.